Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Satisfactory pe Iona Games. Am dărâmat tot ce era aici, am făcut curățenie pentru că am mutat hub-ul și am aranjat un pic zona asta. Uitați-vă cum arată acum. Bine, mai avem de făcut pe aici o chestie, niște parcări, niște astea. În continuare, autostrada este în construcție, da, ca la noi la români. Și avem ceva aici pentru dumneavoastră, nu vreau să-mi fac reclamă, nu vreau să mă așa, dar scrie pe afișul ăsta și n-aveam cum să nu vi-l arăt. Da, scrie ce scrie acolo și vă îndeamnă voi să faceți ce scrie acolo. Bun, am făcut un pic zona asta, v-am zis, am reamanajat-o, am scos toate de aici, toate containerele, da, le-am mutat frumos acolo sus. Am închis un pic și zona asta pentru că aici, v-am spus, este gaz și nu vreau să mai mă radiez. Și hai să vă arăt ce mai făcut între timp. Am jucat o grămadă și am făcut o grămadă de chestii frumoase. Astăzi, mega fabrică facem. Începem să automatizăm heavy modular frame, da? Da, avem aici frumoasă zonă, da, ca un fel de acvariu acolo frumos. Aici intrăm la Space Elevator. Aici este deocamdată în construcție zona. Ce am făcut eu între timp? Am adus computerele de acolo, da, le-am adus aici sus în depozit și de asemenea plasticul tocmai din partea aia de la rafinăria, de la centrala electrică, am adus-o până aici, da? Deci acum calculatoarele sunt automatizate, nu mai am treabă cu ele și vin și la noi în depozit. Hai să luăm puțin liftul să vă arăt ce am făcut și pe sus. Da? Ne-am făcut un frumos lift ca să mergem mai repede în depozit. Da? Depozitul central, cum i-am zis în episodul trecut. Hați. Da? În continuare, zona este în construcție. Și dacă intrăm pe ușile astea frumos pe aici, ta-da, aici este hub-ul, tati. Aici este hub-ul nou mutat. I-am lăsat și spațiu pentru rachetă să ducă în sus frumos. O să mai facem, deci nu e gata încă depozitul. Să lucrează în continuare. Ta-da, așa arată frații mei depozitul central. Da? Uitați-vă cum scrie frumos pe fiecare în parte ce este aici. 2 secunde să aprindem lumina ca să vedem și noi frumos. O să zicem pe modul, da, cu lumină. Ia uite-o, tate, ce e aici. Da? Astea, deci băi, am făcut astea și mi-am dat seama că nu mai am spațiu. Mai am aici o singură container și aici încă 3. Deci 4 containere. Da? Și asta nu e tot. Asta nu e tot. Ia uitați-vă, tate, ce e aici. Da? Frumos scris zona A. Da? Pe panou cu tot ce este în ordine. Deci mai am un singur loc acolo. Și pe zona B, adică pe dreapta, mai am 4 astea. Și, drept urmare, am mai făcut încă un rând de storage-uri, da, de containere, ca să avem toate, să punem, da, aici se lucrează încă, se lucrează și o să vă arăt și cum arată designul, o parte din designul de la depozitul central. Da, aici va veni un hall frumos, cu niște premii, cu niște chestii, cu niște statui, o să facem noi frumos, da, așa arată, uite-te, acolo am început să construiesc din nou, mergem către cer. Era poezia aia pe vreme, tatăl meu ești brigadier, urcă schele până la cer, eu sunt ăla, da? Ia uite-mă, da, acolo va fi fabrica de modul heavy modular frame. Așa arată pe exterior, autostrada de cotroare este în lucru. Ce vreau să facem astăzi? Hai să facem un pic și de trebușoară, că ne-am plimbat, da? Deci, acolo computerele sunt automatizate, tate, deci nu mai avem treabă cu ele și le avem aici frumos în bază. Hai să deblocăm asta cu bauxita, să mergem pe aluminiu. Nu o să mergem astăzi, doar o să deblocăm. Uite, computerele am aici. Hați, mi-au luat frumos de aici ce îmi trebuie. Și vreau să vă arăt o chestie. Este o problemă, nu este chiar 100% eficient asta depozitul, arată foarte frumos. Dar are o mică problemă și o să vă arăt o problemă și cum am rezolvat-o eu. Ideea care este... În momentul în care, hai să ne uităm pe aici, în momentul în care unul dintre storage-urile astea, între cuvinte, se umple, da? Uite, exemplu ăsta, că se umple acum, îmi blochează toată banda. Și atunci, noi trebuie să luăm de aici manual și să le tocăm în ăsta. Dar cum le tocăm noi în ăsta? Am făcut și pentru asta o gândire. Dați un pic să vă arată cum arată pe interior și după aceea merge pe exterior. Da? Deci am gândit-o și pe asta un picuț, că v-am zis, îmi blochează benzile și nu mai ajunge marfa la... nu mai ajung astea la container, da? Aici am pus un container de ăsta mare, în care voi pune eu manual, cum îi spune, voi pune manual produsele, da?
Ce vedeți voi aici, aceste lifturi, sunt cu plastic, ca să nu mai consum plasticul prea mult, că mergea jumate la, la computere și jumate mergea la tocat. Și am zis, băi, ca să nu mai consum, hai să facem șmecherea asta. Și am făcut la fiecare smart splitter, la stânga să scoată plastic. Avem așa, supra plină, am zis eu, și îi spune aici, da? Și aici mergem și băgăm, uite, de exemplu, băgăm de asta și pleacă automat în, în tocător, da? Am rezolvat tot și pe asta ca să nu fie probleme și discuții. M-am zis, dacă una dintre surse se umple acolo, îmi blochează banda. Bun, hai să deblocăm, îmi trebuie și niște motoare. Motoarele parcă sunt parte, uite motorul aici, primul. 50, băi, dar am prea multe. Iar am inventarul plin. A, dar aveam motoare la mine. Da, ca să deblocăm baustea și o să mai deblocăm ceva. Acolo am pus, uite aici am pus shop-ul și aici am pus frumos chesturi aranjate. Am deblocat și alte de la de acolo, de la design. Hats. Tot mai trebuie, mă, un rând de... Da, mă, că suntem aici aproape de problemă. Da? Și o să fac eu ceva acum ca să nu mai mergem. Ce mai simpatic, încă ceva simpatic și după aceea ne apucăm de... uite, asta deja se umple, s-a umplut, vedeți? Ce vă spuneam mai devreme. Există riscul să, din cauza la o singură resursă, să îmi blocheze și prima. Deci îmi blochează toată banda și nu mai merge până ce capăt. Asta este riscul. Aici am zis că punem și am băgat așa și am dat drumul. Ia să vedem cum se ridică racheta aici. O încurc. Ia. N-are treabă tate. Da? Deci îi fac frumos în sus găuric așa să poată să decoleze racheta. Da? Deci suntem pe... Bine. Ce am deblocat noi acum? Deci am deblocat așa. Soluție de lumină și am deblocat astea. Deci acum putem să căutăm pe hartă. Unde ești? Bauxita. Apropo, ia să vedem, așa, ca idee, pe unde, cam pe ce direcție este. Până una alta să mai luăm de aici cu poane. A apărut? Deci măcar n-a găsit, frate. Cred că o să fie ceva cu kilometri, 2733. Băi, nu e mult. Nu e mult. 2200. Nu e mult. Bun. Mai am pe aici niște cupoane. Vreau să mai cumpărăm ceva simpatic. Vă arăt imediat. Nu mai știu pe unde era. Echipament. Uite, au băgat chestii noi acum. Au băgat, pentru că am trecut la nivelul 7, au băgat acoperiș de sticlă. Păi facem, dar să vedeți voi acum ce facem tot. Uite aici mai am de la stâlp ceva. Cam la pe toate. Uite aici o să-mi iau statui. Uite, asta vreau să o cumpăr. Asta vreau să o cumpăr, tati. Așa, tati. Mi-am luat mașinuță de-asta mică ca să merg cu ea prin depozit. Da? Pe aici, pe afară, pe undeva, mi se pare că mi-am pus eu ăsta, cum îi spune, nu mi-am pus workbench? Să-mi fie rușine obrazul, eu să fac și un de-asta. Am deblocat blenderul. Blenderul amestecă lichide cu solide. Mamă, ce e acolo? Mă interesează ăsta. O să-i facem și lui o încăpere frumoasă, așa, o chestie ca să nu ne complicăm. Și avem tati mașinuță. Ia. Punem așa în mânuță. Și am dat drumul. Ia uite, tati. Dă-te, mă, da o parte, mă, băi, mergem cu mașinuța, tati. Mergem cu mașinuța. Pardon, mă scuzați, cine a pus, mă, storage-ul aici? Ia uite, tati, mergem mai ușor până depozit. Ia uite-mă ea. Hăți. Și acum și înapoi. Mamă, ce mă dau eu cu mașinuțele. Bun, gata. Aici lăsăm parcat frumos. Și aia la treabă. Mi-am pus ca să nu mă plimb de atâtea ori. Până la ultimul etaj, acum am făcut o chestie de genul ăsta, așa. Ca să mergem aici sus, la etajul unde se va construi ceva foarte mega, da? Factorii, facem factorii mare, da? Deci așa arată în continuare zona, mai am de construit, mai am de amenajat. Am făcut și depozitul central frumos și elegant, l-ați văzut, da? Ce avem noi aici? Vreau să automatizez
heavy modular frame. Deci ca să fac două heavy modular frame pe minut, am nevoie de așa, notați, da? Ca rețeta la bucătărie. 90 de iron plate, 10 modular frame, 30 steel pipe, 10 industrial beam, trebuie să descriu 15 de astea de iron plate, dar sunt fosate, iron rod 155, 40 de steel beam și 50 de concret. Bun. Astea sunt materiale, asta cum zice, semifabricatele. După aceea avem așa. Avem nevoie de 290 de iron ingot, da, ca să facem toate astea de aici. Și 205 de steel ingot, da, ca să facem astea de aici. Și materii prime de la minere, avem nevoie de 495 de iron ore, 205 de coal și de cărbune și 150 de limestone. Ca aparatură, da? Avem așa, nevoie de prima dată avem de un manufacturier ca să face, acolo se face, cum îi spune, ăsta, heavy modular frame. Avem nevoie de 5 foundry, 9 miner MK2, 12 asamble, 13 constructoare și 11 smeltere. Smeltere care vor topi ce aducem de la miner. Bun, aici v-am construit frumoasa fabrică și am făcut din prima niște chestii. Așa am făcut aici o zonă. Și în partea asta altă să fie aceea zonă, astea vor avea loc, vor avea, cum se zice, scop de lifturi. Da, vor aduce materiale jos de acolo ca să le face din start. Da, uite, am făcut acolo, uite, acel stâlp tot la fel și aici la fel. Da? Hai să le distrugem, așa ca să avem, să știm că aici nu ne băgăm până la construit, pentru că pe aici vom aduce de jos resursele, da? Facem ceva de genul ăsta așa. Bun. Hai să punem fundații. O să fie foarte puține pe, cum îi spune, pe dedesubt, cum făceam eu ca să fie frumos. O să fie foarte multe pe deasupra, da, pentru că vor fi foarte multe constructoare și atunci nu mă stau să mai bag toate benzile pe deasupra, ca fi o muncă titanică. Doar o parte din materiale le voi scoate pe dedesubt ca să avem spațiu și alte chestii, da? Azi sunt 39 de constructoare. Vă dați seama ce este acolo. Da, ca să vedeți. Și fabrica cât se va întinde, cred că pe câteva etaje. Zic și eu, nu știu. Acum să vedem cam cât ce înseamnă ca și spațiu. O să lăsăm, trebuie să dau jos și radarul ăla de acolo. O să punem și mai sus. Ia, oricum nu prea m-a ajutat prea mult. Cineva scria că să mai punem încă un radar, ăsta, un turn de radar. Și să, cum îi spune, și să facă legătura între ele cu o stație de radioemisie, ceva de genul. O să mai studiem noi problema, că trebuie să fie ceva și la subiectul ăsta, da? Bun, o dată aici. V-am zis, o să fie foarte puțin pe dedesubt. Am legat și, vreau să zic lift, da, lift, este un fel de lift, tocmai ca să avem mai ușor acces la depozit, da? Și vedem după aia cum facem noi transportul până aici sus, da? Dacă apuc, bine, o să fie și o scară ceva, pentru că există riscul să rămânem fără curent și nu putem coborâ, sau fără, nu știu, rămânem fără, mai avem spațiu aici, mă, de ce m-am oprit aici? Stați-mă un picuț așa. V-am zis, acum se lucrează la nivel mare, da? Facem dita mai fabrica. Și de acum încolo așa vom lucra, pentru că toate materiile pe care tot mai avem spațiu, dar aici o să lăsăm aceeași chestie, ca să-mi dau eu seama pe unde vine, o să pun peretele. Unde ești, tati? Așa, de aici, și de aici, tot mai acolo jos ești? Unde dau seama, hai să fac așa deocamdată. Ca să-mi dau seama. Și o să las și aici un fel de gură de lift, sau nu știu cum să zic eu. Da, v-am zis pentru ce, că va trebui să coborâm resursele, pe de-o parte să urcăm resursele care se vor asambla și pe de-altă parte să le coborâm către depozitul central pe cele care le producem, da? Așa, am rămas fără, ce am rămas? Fără tablă. Da, mergem și luăm tablă, nu e problemă. Nu este, asta e problema noastră, că nu avem tablă. Acum coborăm frumos cu asta. Da, de asta am și făcut treaba asta, că v-am zis, e destul de complicată treaba să mergem de fiecare dată până aici. Și mergem așa, hați. Și tabla este pe zona B. Da, bine, de regulă sunt alea care au fost la parter stai aici și alea care au fost la etaj de acolo. Deci e cam simplă treaba. Iron Road, Iron Plate, aici era.
Poate te căutam. Hați. Hai să luăm mai multe, că punem și să luăm și ciment. Sigur avem nevoie și de ciment. Da? Am luat cam multă tablă, totuși hai să luăm mai mult ciment de aici din capăt. Hai că ușor reînvăț așezarea la astea, sortăm 500 de ciment. Bun. Mergem frumos cu asta. N-a oprit lumina, dar las-o așa că nu e problemă. La 3000 de megawatt cât avem sau cât, ceva de genul avem și cu baterii cu tot, stăm lejereanu. Da? Mai spre fiecare colț vor fi acele lifturi pentru materiale, da? Ca să lucrăm puțin ordonat. De regulă să facem, mai ales la fabrica astea mari, trebuie să lucrezi cum este dreptunghiul ăsta al fabricii. Pe o parte trebuie să urci, pe o parte trebuie să cobori. Niciodată să nu faci pe aceeași parte, că le încurci de nu mai știi de ele. Da, deci aici va veni, un lift. Hai să facem și o chestie așa ca să îmi dau seama eu mai târziu despre ce e vorba în propoziție. Așa, tati. Da? Deci pe aici vor veni bine, vor veni frumos cu... Am spațiu pe aici, nu cred că am spațiu să tai deocamdată ăsta. Fundație, v-am zis, acum se lucrează la nivel mega arhi, de-astea, cum îi spune. Și de acum acolo așa vom lucra. Deci așa vom lucra de acum încolo. Bă, n-am făcut mă rău de spațiu pe aici. Bine, că o să încep de acolo, să construim din partea aia. Și pe aia vedem noi cum, oricum, destul de mult spațiu aici. Sper să-mi intre toate constructele, măcar și smelterele. Care sunt mai multe. Și după aia vedem noi dacă le putem urca mai sus. Da? Oricum trebuie să legăm și... Prima dată o să le facem chestia cu smelterele. Că smelterele avem nevoie la constructere. Ceva de genul. Trenulețul care acolo frumos și plastic care și ce am prea mult și trebuie să mai fiu atent că tot ce am umple și îmblochează benzile. Uite mă, și pe aici mai spațiu. Băi, du-te mă cât spațiu avem aici. Aici lăsăm la fel, tot așa o gură pentru nivelul mai sus. Da, vom merge foarte sus și atunci dacă nu lăsăm spațiu de acum, nu gândim puțin spațiu de acum, o să avem probleme. Deci o gândim puțin. Asta o știu că a fost pentru mine așa un fel de ceva ajutător. Deci aici o să lăsăm gaură special pentru resurse. Acum, nu știu dacă mă gândeam eu, dar nu cred că o să pun încă o cale ferată mai sus de atât. O să rămână gara acolo jos, sau cel mai rău caz o să fac altă gară mai undeva pe lateral pe acolo. Că o să fie foarte multe resurse de adus. Asta e toată combinația. Hai că partea asta o să o las eu deocamdată. Să ne apucăm de treabă că... Da? Uite cât spațiu am aici. Teren de fotbal, tati. Deci teren de fotbal. Bun, hai să ne ducem la panou. Băi, cred că trebuia să uite mașința aia pe aici. Că sigur era bună pe aici, uite cât am de mers. Da, trebuie să lăsăm un pic și spațiu între ele. Deci prima dată avem așa. Prima avem nevoie de... unde era, tati? 11 smeltere și după aceea 39 de constructere. De ce îmi trebuie constructere? Pentru că la constructere o să facem iron rod-ul și trebuie și iron plate-ul. Aici să-ți fac acum mai un picuț. Da? Vedem după aia cum e. Dar important e să facem 11 smeltere. Bun, și o să începem undeva de aici. Lăsăm... Eu zic că lăsăm două suficient. Hai să vedem dacă avem și materialele cu noi. Am zis 9 smeltere, da? 9 am zis, mă? Am zis bine? 11. Eram aproape. 11 smeltere. Avem două, hai să lăsăm 3 ca să avem spațiu suficient și lăsăm și 3 și tot așa, ca să putem să facem manevre. Bun, și avem așa, smelter. Începem de aici. Una. Două. Trei. De ce nu te aliniezi tu cum vrea? Așa. 4. 5. 6, 7, 8,
9. Nu fi rău. 10. 11. Da, avem 11 smeltere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 smeltere, da? Bun. Care e toată treaba? Noi pentru smelterele astea trebuie să aducem, și o să vă arăt imediat, trebuie să aducem 495 de iron ore, de minereu de fier. Da? Bun, 495 nu-l cară, ia să vedem. Ăsta care 480, mi se pare mie că următoarea bandă care are 780. Deci fără un pic, a trebuit două benzi. Deci două benzi, ca să stăm liniștiți, ca să ducem minereul. Și atunci dacă vin două benzi, vom face două, vreo face două ghidușii. Iar zic ghidușii. Vom împărți în două grupe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Și asta la jumate va fi un merger. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Și atunci venim așa. Acum începe satisfactorii adevărat. Mergerul. Care va veni cu intrarea în smelter. Nu știu ce mi se șterg mie de pe scurtături de aici. Asta pune pe 3. Nu, pe 3 am zis. Așa tati. Așa tati. Da, ăsta are nevoie de, dacă îi dăm iron ingots, dacă nu am dat la fiecare, 30 primi. Deci merge cu MK1 pe toate, pe toate smelterile, pentru că nu este o problemă. Da, deci toate smelterile vor merge cu MK1, că MK1, banda MK1 aduce 60 de resurse pe minut. Da. Să fim atenți când aducem benzile, să fie benzile mai șmechere. Bun. Toate așa. Acum aici va veni un splitter. Deci vine un splitter cu ieșire încolo și una încolo. Da? După aia aici va veni invers. Cu intrarea de aici. Și o să mă uit de ce fac eu așa șmecherie. Mai este să le punem să vină resurse în același timp. Nu este important să pui bandă, cum îi spune, să pui bandă mai mare. Da, pentru că splitterul ăsta vor împărți în două sau în trei sau în câte ieșiri băgăm. Și atunci dacă nu calculăm așa, avem probleme, da? Vor ajunge la primele fabrici ce trebuie, la primul utilaje și după aceea restul nu mai primesc. Bun. Aici n-am pus deocamdată pentru că vă arăt, deci ideea este în felul următor. Noi avem aici, nu cred că am pus bine, ia stați un picuț așa. Deci asta e, aici e splitter, da, e bine, am pus bine. Pentru că vreau să intre și de aici și de aici, vreau să intre în același timp. Și atunci facem așa. Punem un splitter aici, cu ieși, o să fie, uite așa. Da? Păi nu, n-am calculat-o bine. Stați un picuț așa. Deci ăsta nu, ăsta vine bine aici. Ăsta nu-i pus bine aici. Și vă arăt de ce nu-i pus bine, pentru că vreau să facem o treabă. Și tu nu ești pus bine aici. Da? Vor intra din amândouă părțile, vor intra benzi. Avem așa, merge aici. Intrare cu intrare. Da? Și venim de aici odată. Venim de aici odată. Și aici vine splitterul cu ieșirea încolo. Splitter așa. Intrare de aici. Și așa, tati. Și avem așa. Și avem așa. Avem așa. Și avem așa. Da? Deci care e toată șmechereala? Acum venim cu încă un splitter aici pe centru. Care este ce? Una, două, trei, da, la merge aici. Și vom pleca așa.
Stai să-mi prind dacă să văd că am eu boala aia să fie... A, da, e, cred că e banda dreaptă direct. Și asta pleacă așa. Da? Bun, și acum să vă explic care este treaba. Va veni pe bandă de aici, va veni, va veni Iron Ore. Pleacă în două, da? Deci noi venim cu o bandă, deci avem 490, va veni cu 200 și ceva, o să venim pe bandă. Face socoteala să vină 200 și ceva. Și va intra aici, în, în splitterul ăsta, și aici pleacă în... stați un pic așa că nu e bine chestia de aici. Dacă pleacă în 3, îmi împinge, aici îmi pleacă în 3, ce vine, vine 200 și ceva, 30 și în partea 2 în 30. Da, e bine. E bine, dar s-ar putea să-l blocheze pe astea la alte. Vedem după aia. Da? Pleacă în 2 din prima și împinge și pe aici, împinge și pe aici. Deci până la, din laterale. Iar la jumătate e merger. Deci vine așa frumos, intră în asta, asta, pe aici se lunește, intră în asta, aici vine în ăla, în ăla și pe aia intră în asta. Da? Cred că mergerul ăsta o să-l legăm la urmă, vedem după aia. Bun, mai departe. Aici este așa, tot la fel, aceea schemă. Avem splitter aici, intrare. După aia avem splitter așa, cu ieșirea încolo. Aici avem, aici avem mergerul. Da? Și aici avem tot așa splitter. Și aici avem splitter cu iter aici. Da? O dată. O dată. O dată. Îi dăm așa, îi dăm așa. Și aici avem merger care vine de aici. Da? Adică ăsta al 11-lea, al 11-lea smelter ia din amândouă benzile. Asta e tot în șmecherea. Iron Ore. Lasă că-i fac eu din MK2 ca să nu mai ia de acolo prea mult. Bun, și aici vezi că vine mergerul. Vezi că vine mergerul cu intrarea acolo. Și ia din amândouă, ia din amândouă și ia de aici. Da? Asta este combinația. Bun. Și acum, aici la ăsta vine un frumos splitter. Da? Aliniat cu ăsta. Și ăsta vine așa, și ăsta vine așa. Da? Gata, tati. Da, ăsta-i merge aici. Și acum vreau să venim cu benzi, o bandă de... ia să te facem socoteala acum. Deci azi că vine cu 200, atunci astea vor veni cu MK2-ul aici. MK2. MK2, adică o să aduc 120 maxim pe, pe bandă. Aici la fel. Da? Și se împarte după aia... cât avem? Una, două... Avem câte 3 pe bandă, 3 cât mănâncă, 30, 3 ori 3 fac 90, trebuie să punem MK2 și pe jumătate. Dacă MK1 face 60. Hați, hați, hați. Am zis că la merger o păcălim, din, lăsăm cu bandă de 60 ca să nu ia mult, da? O păcălim noi după aia din calcule. Aici, aici, aici și aici, da? Și aici legăm pe asta când am legat-o, aici am legat tot. Gata. Asta este ansamblu de, asta este ansamblu de 11 smeltere, da? Pe care va trebui să le legăm la, la curent. Cred că o să legăm până pe deasupra. Avem cabluri de alea multe, MK2-uri. Putem să legăm 7 odată. Sau facem acoperiș și le aducem de sus. Vedem noi după aia cu alinierea. Bun. Aici am terminat treaba cu smelterele. Acum trebuie să trecem la constructere. Aici începe discoteca. 39 de constructere. Problema este că între constructerele astea avem și cu Iron Rod, foarte mult, pentru că Iron Rod-ul merge și la screw, merge și la modular, nu merge la modular frame, merge la unde ești tati? Ăsta, Reinforced Iron Plate. Da? Și Iron Plate-ul, unde e Iron Plate-ul? Aici. Astea, la ce se folosesc? Doar la, doar la asta, la Reinforced Iron Plate. Pentru că la asta merge, merge screw cu Iron Rod. E o schemă aici. Bun. Hai să vedem, deci îmi trebuie Iron, hai să facem plata Iron Plate, că e puțin. Iron Plate-ul. Unde tati? Iar nu văd. 90. 90. O să lăsăm un pic de spațiu aici.
Și o să mai mult spațiu. Ca să pot să fac eu manevre pe aici. Iron constructor acum. Constructore. Nu știu unde din capăt. Da, și pe ăsta va trebui să punem iron plate, care ne fac 20. Deci 20, nouă le trebuie 90. Facem următoarea șmecherie, ca să nu ne complicăm. O să punem 4. Așa, tati. 3. 4. Astea vor fi cu tablă. Da? Doar că una dintre ele o să-i punem un power shard. Nu știu cum se pune. Hai să punem lui prima, că tragem banda pe aici. Și îi punem lui prima. Îi punem un de asta care se face din slag. Eu tot duceam vierme, dar mi-a zis că este melc. Asta când ducem cu 29, chiar 30. Gata, tati. Și am așa, 30, 50, 70, 90. Gata și cu iron plate-ul. Doar că de aici va trebui să ducem niște... aici nu ne complicăm cu scheme, aici va fi simplă treaba. Va fi doar cu... dacă tot am spațiul ăsta de aici, dar să facem așa. Logistic și de aici avem... splitter. O să ducem splitterul așa, cu intrarea de aici. Dacă îl puneam și pe centru cu ăla, eram și mai șmecher. Cu tine am treabă, lasă-l pe ăla, cu smelter, că după aia reglezi smelter. Ai spațiu. Cât ai tu pe intrare? 30. Deci e MK1 mergi tu. Și aici venim cu... intrarea pe aici. Intrarea pe aici. Și intrarea pe aici. O dată. Pardon, mă scuzați de emoționez. Aici venim cu... cred că vine... Dați un pic că am făcut o greșeală, dar o rezolv acum. Avem 30, avem 30 ori 4, 120. Deci MK3. Asta că o să vină aici, cât este intrarea? Ia să vedem. Tot 30, dar bine, o să meargă pe 40. Ca să avem siguranță, punem MK3 aici. MK3 pe bandă, că e mai mult de 120. Da? Sigur mai mult de 120. Da? Bun. Și am rezolvat o treabă și cu astea. Acum începe de aici, am mai cărnat-o, pentru că avem 39 de constructori. Probabil că din 39, unul o să dispară. Pentru că am făcut eu aici o combinație. O combinațiune. Da, aici am zis că punem MK3. Nu, de aici, tati. De aici. Lasă așa deocamdată, să vedem după aia cum intri tu. Bun. Deci vom lega după aia. Mai departe scrie în carte, avem 39, că 30, avem, trebuie să ne facem scoteala micuță așa. Spațiu, așa va aici să fac spațiu, dar aici va veni o șmechereală. Fiți atenți aici cum se lucrează. Deci a rămas 30, cred că o să fie 34, nu 35. Dacă e 34, ești mai șmecher. Producție, constructor. Ia să vedem, lăsăm spațiu între ele ca să știm despre ce e vorba în propoziție. Și aici trebuie să facem iron rod. 15 bucăți pe minut. 15 bucăți pe minut și nouă ne trebuie iron rod 155. Păi da, treabă, înseamnă că sunt 10... mai sunt constructere și pentru scriu. Înseamnă că sunt 10 constructere, tati. Pentru iron rod. Asta m-a scăpat, adică a scăpat. Deci vin 5 cu 5. 5 cu 5. Ca să fie treaba frumoasă și elegantă, vom face ceva mai frumos. Un design simpatic aici. Una. Deci 3. Deci avem 3 odată. 4. 5.
Da? Deci avem pentru fiecare de ăsta, avem Iron Rod, Iron Rod, Iron Rod, și aici la fel, și aici la fel. Bun. Acum, ca să nu ocupăm prea mult spațiu, vom face față în față. Și vom... Ia să vedem unde am pus eu ăla. Am pus pe... Dar nu le-am aliniat deloc. Astea toate sunt aliniate în afară de astea două. De ce faceți voi glume de astea? Mai ales că se filmează. Așa odată, așa odată. Da, deci avem 5 de astea, mai primim că 5 în față aici, chiar în fața lor. Și vom pune exact de la dungă de aici, ca să fie așa simetrice. Deși cred că aș putea să fac și mai în față. Ia să încercăm noi o treabă ușoară. Unde este atat? Constructere. O să încerc să leg de aici. Cred că o să am spațiu. Ia să vedem. Dacă merge să pot merge între ele, gică de gică mafiot. Logistică și mergerul. Cu ieșirea încoace. Ia să văd bobeț. Bobelu, deci ăsta face cu 3, cu 15 bucăți, cu 15 bucăți. Gata, tati. Așa, și acum punem încă 5 de astea. Scoatem o singură bandă de Iron Rod, ca să putem să împărțim frumos cu scriu, cu alte combinații. Producționes cu fața la răsărită, rău frumos. 3. Am pus 3, da? 4. Și avem 5. Da, acel frumos panou, acel frumos tabel, l-am făcut, de fapt aici, da? Acele calcule, este un site, tot v-am spus eu de el, se numește Satisfactory Calculator și acolo puteți să băgați ce ne să avem nevoie și vă spun exact materiale și tot ce trebuie. Am verificat și chiar este ok. Deci dacă vă vreți să nu mai calculați, la început făceam cu pixul și cu... Și cu asta mai este și pe ăsta, da? Putem scrie aici 1500 împărțit la 20, 75, da? Apăsând asta N. Dar ca să fie treaba simplă și frumoasă, v-am spus, este site-ul acela, intrați, sunt acum niște reclame, dar nu vă deranjează prea tare, dar vă ajută foarte mult. Da? Bun. Unul aici. Unul aici. Unul aici. Și dânsul aici. Da? Bun. Ne ajută foarte mult la construcție, v-a zis ăsta, tu te-ai pus bine. Am eu, sau nu e pus constructorul bine. Vedem acum. Ia să mai punem o dată. Mergerul. Cu ieșirea încolo, tati. Am pus splitter. Mă scuzați. Așa, tati, odată. Așa, tati, odată. Așa, și acum, deci noi avem două F15, 155. Deci va fi pe centru MK3 bandă. Da? Trebuie să ținem cont de benzi. Poate că după aia ne complicăm. Ce am făcut aici? Bă, le-am pus invers, mă. Mamă, toate le-am pus invers. Dacă nu stai atent. Uite așa muncim degeaba. Cooperativa munca în zadar. Așa. Încă o dată mergerul. Încoace cu vedine, a? De ce nu fac eu invers așa ca să-mi dau seama pe unde vine? Așa tati. Odată și acum. Băiatule, de ce nu te pui tu mă cum trebuie? Cum vrea mușcul meu aici. Merge, l-am zis.
Aici e bine. Asta mergem cu MK1, că nu e problemă. Și aici hai să punem MK3. Dacă este mai mult de 120. Da? Și ca să ne dăm seama ce iese pe aici, o să facem așa o mică bandă, o micuță așa. Dacă ar da... atât. Da? Și am terminat și cu Iron Rod-urile. Da, aici este combinația. Bun. Deci o să fie... ce o să fie? O să fie o nebunie. Da, astea vor pleca frumos. Deci astea, astea vor fi legate toate la astea, la grupul ăsta de aici. Da? Hai să... aici facem aceeași mecherie. Am zis ghidușie, dar mă ceartă cineva. Nu mai dau nume că iar mă ceartă. Va veni aceeași schemă. Merge la aici. Unde stați? Merge la aici. Cu intrarea de în problemă. Și aici splitere. Da? Cu intrarea din partea asta la altă. Și aici cu intrarea din partea asta la altă. Da? Odată așa. Odată așa. Odată așa. Și aici vor veni două splitere. Noi avem pe asta 15 ori... ori 3,45. Deci MK1 e suficient ca bandă. Da? Deci nu mai mergem. Foarte mare atenție la benzi. Să țineți cont foarte mult de benzi. Pentru că, cum am zis, resursele se splituiesc în funcție de benzi. Și dacă nu sunt puse benzile cum trebuie, când ajung în splitere, va fi mare, mare problemă. Băi, ăsta este satisfactory. Deci de-abia acum este satisfactory, pentru că ăsta te pune să calculezi. Da? Aici este satisfactory pur. Ia uzi. Trenul acolo descarcă de zori. Da? Și trebuie să lucrăm cu foarte mult, deci trebuie să lucrați cu foarte multe, foarte mult spațiu. Dacă altfel nu merge treaba. Și aici splitter și aici, cu intrare de aici. Și vor intra așa. Da? Și în modul ăsta, deci în modul ăsta, toate resursele merg în și pe partea și pe alta și ajung în același timp la toate constructorile. Da? Chiar dacă benzile aparent, băi, am pus benzile viteză mare, nu, banda când o să ajung în dreptul aia se împarte în două și în două și în două. Și dacă pui, de exemplu, ca aici, care e combinația? Hai să vă arăt, faceți scotela așa micuță. Avem 100 de, da, dau exemplu, avem 100 de Iron Rod, dau exemplu, da? Să face 50 încolo, 50 încolo. Asta primește o grămadă din prima. După aceea, aici, 50, se împarte 25 încolo, 25 încolo. Și mai departe, asta face 12,5, 12,5 și asta la altă săraca primește la un moment dat 12,5. În timp ce aia din față primește 50. Deci asta e schema nașpa. Asta e schema la altă șmecheră, da? Hai să vă arăt și pe aici, care e combinație. Aici. Avem 100. Pleacă 50 încolo, 50 încolo. După aia, aici, din 50, 25 aici, rămâne 25 aici. Da? Intră și în asta 12,5 și acolo 12,5. Din partea asta 12,5, acolo vin 25, da? E mult mai simplă treaba, e mai egalizat. Este mai mult de calcul, mai multe benzi, dar în schimb îți dă mai mult resurs în același timp. Bun. Hai să automatizăm și să facem și schema la Foundry și pentru Steel Ingot și după aia ne oprim, pentru că durează foarte mult și o să fac eu în afara filmării, probabil restul legăturilor și curentul și tot ce trebuie. Bun, suntem aici. Deci și avem și de făcut și trebuie constructor și aici, pentru limestone. Am înțeles. De fapt trebuie să pun așa la intrare aici ca să venim cu resursele. Avem nevoie de 205 steel ingot și hai să facem limestone totuși, că e aceeași schemă cu asta. Dacă aș putea să fac față-față cu astea, să fie frumos în paralel. Că aici vor veni constructorile pentru screw. Hai să vedem în primul rând ce înseamnă producție. 150 de nu trebuie limestone, nu trebuia concretul.
Dați un pic așa, că am deja... Uitați-vă și voi ce peisaj acum sunt aici la înălțimea asta. Numai cascade, numai cutare, numai... Dați-vă să nu merg, dacă mă trage liftul ăla pe el. Nu ne trebuie 50 de concret. 50 de concret ne trebuie nou, deci nu cred că trebuie mult. Concretul... Unde ești, tati? Nu facem constructor concret? Ba, da, mă scuzați. 50 și ne avem 50, 45. 3 constructori și cu un power shard. Vechi combinații. Deci 3 constructori va veni pentru asta. Și am putea noi să facem, dar mie să nu le corc cu astea alte cu... Dacă am spațiu aici, vreau să pun și foundry. Va veni și foundry pentru... pentru astea. Hai să facem... nu știu cum să le pun eu frumos. Hai să le pun tot aici. Hai să le aliniez cu astea, să vine măcar la dungă în față aici. Unde ești? Constructorul. Deci le pun tot aici pentru că vor veni resursele și să nu mai mă complic. O să vin cu 3 benzi. Da, 3 benzi vin. Da, va veni cărbune, iron ore și limestone. Da, am zis bine. Deci astea vor veni cu concret. Concret. Și aici concret. Voi face frumos o schemă acolo în spate, iar asta din centru, dacă tot e în centru, va avea un power shot care ne va face 9 20. Da. Deci am dat un pic peste cap schema din panoul de acolo, pentru că acolo sunt fără power shard-uri, dar o rezolvăm într-un fel, da? Și atunci am făcut și asta. Bun. Hai să legăm și foundry ca să fie treaba bună și să vedem după aia cu... și constructorul trebuie și pentru steel ingots și pentru steel pipe. Deci m-a speriat degeaba că nu sunt pentru toate, pentru iron rod. Da, va veni încă un rând de constructori. Bun. Steel ingot ne trebuie 205. Aici o să fie o mică problemă, probabil. Vedem dacă mai avem spațiu încă, dacă nu, înaintăm puțin. Da. Ia să vedem noi ce o să iasă și aici. Hai să vă încercăm prima dată cu un foundry, dar să vedem ce se întâmplă cu un foundry de asta. Hai să le punem în față totuși. Dacă nu, le pun față în față, pentru că sunt spațiu aici. Așa, tati. Băi, le-am luat în față, dar în spate... e bine. 205 ne trebuie, da? Și nu face 45. 5 ori 4, 20. 5 de-astea. Și le facem din... și le facem din astea, cum îi spune. Le jonglăm din power shard-uri. S-a pus, mă, la linie și asta s-a... 1, 2, deci avem așa. 1, 2, 3, 4. Și aici ce s-a dat aici pe colț, tati. E cam înghesuită treaba, dar nu e problemă că o rezolvăm. Te căutăm eu foundry. Și îmi blochează un pic liftul aici. Da, pe aici au ce resurse. Vedem noi cum o jonglăm. Bun. Și atunci avem așa. 45. Cu 45 fac 90. 135. 180. Și cu 45 e mai mult de 205. O să tăiem din de aici. La asta o să tăiem. Facem ceva de genul, dăm în jos. Da, ca să iasă 205. Da, dar asta va să ca ca să nu mai fie probleme, da? Ca să nu mai lungim. Bun, cam așa arată deocamdată semifabricatele. Deci mai avem de montat, să zic așa, constructorile pentru... Ia să facem noi producții... Unde-i tăte? Aici era. Ceva de genul. Îmi dă voie să zbor mai sus? Da? Cam așa arată de bază. Da, avem foundry, aici avem, deci o să fie steel ingot-ul, aici o să fie cimentul, acolo o să fie iron rod-ul, iron ingot-ul, da?
Aici va fi iron plate, iron rodul, acolo iron plate-ul. Și urmează să facem screw. Ce mai avem noi de stai două secunde să vedem acum ca să nu să vedem pe listă. Da? Deci iron plate-ul l-am făcut. A, modular, pe aia începe ansamblare. Steel pipe-ul, screw, da, astea fiind pe constructere. Asta e pe ansambler. Asta deja l-am făcut. Asta e pe constructor steel beam-ul. Asta deja l-am făcut. Da, deci avem așa, pe constructere, steel pipe-ul, steel beam-ul și screw pe constructere. Asta aducem steel ingot l-am făcut, iron ingot l-am făcut. Și pe aceea trecem pe ansamblere. Pe ansamblere avem așa, modular frame-ul, industrial beam-ul și reinforced iron plate, reinforced iron plate. Și pe aceea toate vor merge în manufacturier care face modular frame două bucăți pe minut. Deci pentru două bucăți pe minut de modular frame este cam așa arată jumătate de fabrică. Da? Cam așa arată jumătate de fabrică. Bun. Cam atât pentru astăzi. V-am arătat ce am făcut între timp aici frumosul depozit central. Mai avem spațiu să mai depozităm și o grămadă de chestii în el. Ne-am apucat de fabrică, mai rămâne să aduc eu resursele, să trag resursele la fiecare în parte aici, să le leg între ele și să dau drumul la treabă. Bine, le voi lega pe toate și după aceea la urmă aduc resursele și dau drumul ca să meargă în același timp, să nu se blocheze una dintre ele, da? Cam așa arată și schema, încă o dată vă arăt aici, v-am zis, vă recomand site-ul satisfactory.calculator.com, căutați pe Google ceva de genul, da? Și cam așa arată și smeltele le-am făcut, mai avem din contact asamblere, 12 ansamblere aventate. Minele și foundry. Foundry le-am făcut, smeltele le-am făcut, mai avem din contact o parte și ansamblele. Da, o mai treabă avem. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut fabricuța mea, sper că v-a plăcut depozitul central, pentru că acolo am muncit un picuț mai mult, am făcut acolo design peste design. Ia să mergem tot acolo, să vedeți, să rămânem acolo frumos pe zonă. Da? Totul este organizat, totul este așezat, știm de unde să căutăm. Avem și acolo în spate avem tot acolo în spate și hub-ul, da? Avem și mașința care primăm mai repede pe aici. Ia uite. Da, totul este pus la locul lui și aranjat mult mai eficient ca înainte, da? Mai elegant. Dar asta pentru că am deblocat între timp mai multe chestii de design. Și de asemenea, uite, fundații rotunde, da? Ce am mai pus pe aici? Geamul ăsta, fundații de sticlă. Ce am mai pus pe aici, ca să vă dați seama ce este în propriu, da? Nu mai vorbim de panourile astea. Ceva de genul, da? Și aici am deblocat aceste cufere care separat, care sunt în, cum îi spune, în shop. Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. De aceea vă invit să apăsați butonul de like și butonul de subscribe. Până de viitoare, un sincer călduros. Salut!